Bun, am un raport aici care este destul de comprehensiv, încerc să includ multe lucruri în el. Spun în el care sunt principalele probleme de on-page ale site-ului și voi folosi rapoartele astea în multe dintre feedback-urile pe care le am la site. Vă recomand să folosiți tool-ul Screaming Frog, chiar dacă folosiți varianta gratuită a lui. Vă dă 500 de URL-uri și este suficient de bun. Și puteți să mergeți și are și varianta premium. Dacă vreți să investiți într-un tool SEO, eu în acesta aș investi. Este destul de convenabil. Se plătește o singură dată pe an și mi se pare foarte ok pentru găsirea erorilor. Pentru că tot timpul o să apară probleme cu site-ul. Îl puteți pune să ruleze. Mie l-am rulat sâmbătă dimineața, cum mi-ați cerut. Îl pune să ruleze și vă găsește principalele probleme. Bun. Mi-a găsit mai multe erori de tip 404. Vi le-am salvat pe toate în fișier și în principiu ar trebui ori să le redirecționați, ori să încercați să eliminați linkurile din acele locuri. Eu v-am salvat și în raport. Aveți și în raportul Xeno, a găsit și el linkurile și aici în raportul de la Xeno. Dacă dați click dreapta URL Properties, vă zice unde găsește acel link. Și am dat în mai multe locuri rapoartele respectivă. Bun. Legat de redirectul 301, aveți aici un număr mare de redirecționat 301. Ce s-a întâmplat probabil e că ați adăugat o carte și la un moment dat i-a schimbat numele sau titlul și a rămas în categorie titlul vechi și în pagina de produs titlul nou. Sau, nu explic foarte clar ce se întâmplă, aveți foarte, foarte multe 301. Ideea e că 301 ce înseamnă? Înseamnă că schimbi URL-ul într-un loc, dar deci modifici adresa linkului, dar pe site nu modifici în toate locurile acel URL, ci mai degrabă pui un 301, pui o redirecționare de la URL-ul vechi la URL-ul nou. E mult mai bine dacă ai schimbat URL-ul într-un loc, să-l schimbi de peste tot, mai degrabă decât să aveți redirecționarea 301. Aveți foarte multe URL-uri cu 301. Nu e neapărat ceva rău, nu e o problemă mare, dar puteți să le rezolvați. Și acestea de aici sunt, până la urmă, câte? 20 de linkuri care nu se încarcă. Nu e o problemă foarte mare, dar ar fi bine să le rezolvați și pe acestea. Bun. Acestea sunt linkurile care, în opinia mea, sunt prea lungi. Vi le-am salvat și pe acestea. Cam tot ce este peste 100 de caractere a trebuit scrutat automat. Și cum ați putea să faceți voi asta foarte simplu, ar fi dacă ați spune, se cheamă stop words, să elimine automat termenii ca pentru, de, din, de, and, termeni de genul ăsta să elimine automat și, sau, mă rog, înțelegeți ideea. Da. Și încă o chestie, să eliminați cuvintele foarte scurte, de exemplu, o, lui. Deci, ori tot ce e sub 4 litere ar trebui eliminat. Da. URL-urile lungi nu sunt atât de atrăgătoare și mai degrabă oamenii nu o să vă dea share pe rețelele sociale. Nu sunt foarte plăcute. Când vezi un link din ăsta, poți să dai dublu click aici, să-l selectezi tot, să nu știu ce. Dar era mai bine dacă era doar atâta link-ul. Era mult mai plăcut. Și puteți, eu duc asta în extrem. Eu, în general, am URL-uri foarte scurte pe site-urile de care mă ocup eu. Bun. Aveți o categorie care ar putea fi redenumită. Bun. Metatitluri. Astea aveți unele care sunt prea lungi și aici trebuie luat interveni manual și rezolva problema. Nu sunt așa de multe. Aici e o problemă de sistem, adică e generală. Și în pagina de autor și în pagina de editor n-ați mai pus libmag la sfârșit. Puneți și libmag la sfârșit și vă recomand să scrieți Cristian Teodorescu, autor pe sau scriitor sau cum vreți să-i ziceți. Și editură de Derry Daily Press, editură pe libmag.ro. E ca să apară și cuvântul editură. Vă recomand. Nu e 100% obligatoriu, dar v-aș recomanda să faceți așa. La meta description, meta descriere pe care o generați voi automat, nu ar trebui să fie aceeași pe toate paginile. Deci astea cu multe paginare ar trebui să includă în meta descriere și termenul pagina 19, pagina 10, pagina 11, pagina 12. Da. Nu ar trebui să depășească în niciun caz 155 de caractere.
Și văd că a spus la categorii și la, și la cărți, ați făcut o descriere generată automat. Vă recomand să citiți articolul meu. Am un articol în care detaliez cum se generează metoda de scriere automat. Sugestia mea e în felul următor. Să căutați la Google folosind... Puteți să căutați și pe google.com. Aveți un audit. O să vă dau aici în text. Acum nu scapă și nu stau să-l caut acum. Dar o să vă scriu aici un alt link în afară de titlul cu meta description tag, cum să căutați niște reclame Google AdWords. O să pun linkul și în articol după asta, că în prezent nu e, nu cred că este. Și o să vă recomand un tool cu care puteți iSearchFrom, acesta. Cu toolul acesta o să-l pun și în articolul meu. Și puteți să-i ziceți country, USA, mă rog, și dacă zice aici USA, English și un device, whatever, scrieți aici o carte sau cărți sau book prices sau lucruri de genul ăsta și puteți să vedeți reclame din SUA, Australia, Marea Britanie, nu știu ce. Și vă ajută lucrurile acela să vă faceți niște idei cum ar trebui să fie, ce ar trebui să puteți putea pune meta descriere. Și vă dă niște idei. Dacă vă uitați la cum sunt făcute reclamele, o să vă dea idei pentru meta descriere. Și folosiți tool-ul meu, ideea e că ar trebui să generați, și e ok și cum faceți aici, nu e neapărat rău, e semi în regulă, ca să spun așa, dar puteți să le faceți mai bune. Citeți mai articolul meu în care am detaliat. În principiu sunt de făcut 3-4 coloane de text. Și în prima puneți niște descrieri pe care le găsiți din AdWords, în a doua altele trebuie să fie total diferite de primele, deci nu doar o schimbare, trebuie să fie, ca să nu există posibilitatea să se repete. Și cu o formulă, am detaliat în audit, în articol, faceți o împărțire și restul împărțirii o să vă dea întotdeauna ceva diferit și o să fie mai multe variante. Și o să aveți niște descrieri semi-automate care sunt mult mai ok decât ce aveți acum. Nu e rău. Dar și la lungime, de exemplu, ar trebui să vă apropiați de 155. Și cu tool-ul de la mine puteți să faceți mai bine chestia asta. Apoi toate paginile ar trebui să aibă metode de scriere, nu doar unele. De exemplu, nu aveți la autori și la editori. Meta keywords, eliminațiile nu vă ajută cu nimic, vă pot face rău. Google nu se uită cu ochi bun la site-urile care folosesc metode de keywords. Nu vă ajută cu nimic și nu are rost să depuneți efort în direcția asta. Nu vă ajută cu nimic. Am tot repetat. H1 nu e declarat bine. H2 e irrelevant. În principiu v-aș fi sus aici să nu mai folosiți H2 cum l-ați făcut, dar e irrelevant. De la H1 în jos nu mai contează. Imaginele sunt foarte bine comprimate. Vă felicit. Spuneați că ocupă site-ul puțin așa. Toate imaginele pe care văd că ați scanat nu autori și edituri, dar mă aștept ca și restul produselor să fie similare. Aici aveți Rel Canonical și Rel Nextpref foarte bine. Și cam asta era. Să mă uit dacă mai scăpat ceva. Da, aveți text alternative pentru imagini. Asta se verifică manual. Am dat click dreapta aici și am dat Inspect Element și mi-arată imaginea asta are text alternativ degete mici. Dacă deschid un produs și dau și aici Inspect Element, mi-arată imagini, sursă și text alternativ titlul cărții. Ați putea pune și cum ați făcut meta keywords, dacă mi se pare mai ok cum ați făcut meta keywords, să faceți și meta descriere. Sau să puneți titlul paginii, eu așa aș pune, biografie, Laura, nu știu ce, preț, bine, fără limac și prețul poate nu l-aș pune, dar titlul și autor în principiu l-aș pune, ați spus doar titlul. Puteți să puneți și autorul. Ok. Să sperăm care poza. Da, mă rog, și la edituri nu contează așa de mult. Mă rog. Așa, Rel Canonical, Rel Nextpref. Bun. Deja aici am ajuns la... Așa. Era un grafic pe undeva, să văd cum îl găsesc.
Raportul ăsta nu mi-a spus absolut nimic nou, nici nu știu de ce mai fac, mi se pare inutil. Aici vă zice câte clicuri ia ca să ajungă la un produs. Asta e homepage-ul. De la homepage ajunge la 22 de URL-uri, din astea la 800, din astea și tot așa. Și sunt unele cărți la care tool-ul acesta, nu înseamnă că nu se poate ajunge și mai repede, dar tool-ul acesta a tot scanat site-ul și zice că i-a luat și 10 clicuri să ajungă la unele URL-uri. Și în principiu ia 5 clicuri. Era mai bine să fiți la 4, dar voi aveți un număr foarte mare de produse. Puteți lua în considerare să măriți numărul de produse afișate per pagină, atunci ar mai scădea asta, dar ar crește timpul de încărcare. Voi decideți asta. Mă rog, nu e o problemă foarte mare, că în principiu folosești search, știi ce cauți, dacă navighezi, dar puteți lua în considerare totuși să măriți numărul de produse pe pagină sau măcar să dați mai multe opțiuni. Hai să scriu site-ul. Da. Uite aici, nici nu v-am zis asta în audit de uzabilitate, trebuia să vă fi zis. Nu e rău câte aveți, dar eu ce obțin aș aprecia dacă ar fi mai multe produse pe site. Și dacă odată am setat asta, trebuie să rămână, deci salvați-mi setările. De la, dacă intru a doua oară, trebuie să-mi afișați tot așa. Nici asta n-am zis în audit. Interesant. Deci dacă mă duc aici să selectez cele mai vândute și acum mă duc la științe sociale, aici trebuie să-mi fie tot cele mai vândute. Bun. Am tot zis de asta. Bun. Timp de încărcare. Aici e timpul de încărcare foarte bun. Ok. Uitați, un număr însemnat totuși. Aici din 20.000 de URL-uri a găsit doar 23 care au redirect și a găsit 56 de pagini cu erori. Dar nu mi le arată că n-am cont premium. Bun. Aici spune care e vizibilitatea în Google. Aici vă dăm mai multe URL-uri la care lui a dat pagina de eroare. V-am salvat toate rapoartele acestea într-un folder. Aici el spune că titlul ăsta e de fapt duplicat. Nu e duplicat, e foarte similar, dar nu e duplicat. N-are sens la un site de 5.000 de URL-uri să-ți bați capul că ai 3 care nu sunt 100% corecte. Nu e... Adică nu, eu n-aș face un tool, puteți dacă țineți neapărat să faceți un tool care să verifice automat toate titlurile din site, să nu știu ce, ninja, avioane. Nu, poți să rulezi tool-ul, poți să rulezi Screaming Frog și dacă zice Screaming Frog, adică nu, mi se pare mai ușor așa, știi? Și te uiți cu Screaming Frog, le sortezi un Screaming Frog după titlu, ai opțiune aici să le sortezi după titlu și le, dacă îți are ceva în ochi. Cam așa, uite, aici sunt doi Michael, dar nu e niciunul dublu. Sau poți să le exporți în Excel și în Excel verifici dacă sunt duplicate. Adică e mai simplu așa, nu? N-aș face un tool că din 5.000 de URL-uri, două sunt cât de cât similare. Păi normal că două sunt cât de cât similare, nici la un nu poate așa nemat. Aici îmi zice că aveți meta-descrieri care sunt un pic lungi. Da, de acord. Aici în H1. Și aici a găsit că aveți un URL care nu are H1. Ce spuneam, aveți 161 de URL-uri și ăsta ce-o fi? Homepage-ul, nici nu știu. Nici nu contează. Pagina de logare nu are H1. Ce contează? Că doar nu faci SEO pe pagina de logare. Nu vrei să fii găsit în Google cu pagina de logare. Da. Numărul de cuvinte din site. Uite aici, deci aici eu... Da, nu sunt foarte încântat de performanțele pe care le aveți, în sensul că aveți multe pagini cu destul de puține cuvinte în ele. Dar nu vă apucați să scrieți texte și să puneți gibberish, se cheamă, texte așa complet fără nicio logică, fără nicio noimă, doar ca să fie texte acolo. Dacă vreți... Așteptați să aveți niște trafic pe site și sortați în ordinea descrescătoare în Google Analytics a paginilor din site
și optimizați cele mai vizitate 100 de pagini. Luați cărțile care sunt cele mai vândute, luați Harry Potter sau mai știu ce cărți sunt mai populare și pentru ele puneți o descriere, puneți un review, puneți niște lucruri, optimizați-le pe acelea. Dar faptul că adăugați o carte, e în site un an sau doi, dar nu are mare vânzări și la un moment dat o scoateți, eu n-aș investi foarte mult în aceste texte, înțelegeți? Deci sunt unele produse care merită să... Așa face și Amazonul, are Kindle-ul, a investit foarte mult în pagina de Kindle, e... Da, hai să ne uităm. Nici nu mai scrie Amazon. Da. Hai să scot reclamele. Da, am greșit. Trebuie să scriu și un... Da, la asta mă refeream. Îți arată toate opțiunile, cu asta începe. Cu reclame sau fără reclame. Și acum începe. Poze, nu știu ce, zice cu grafice, îți dă toate variantele de la A la Z, cât costă, toate caracteristicile tehnice, îți prezintă din nou cu ce e mai mult decât o carte, massive selection, lowest prices, cum nu știu ce, și tot zice avantaje. Și când în sfârșit ai impresia că ai terminat, zice aici că are 900 de întrebări la care ai răspuns, 7000 de oameni și-au dat părerea despre site despre ăsta, aici comentarii de la cele mai recente la cele mai utile. Ce mai vrei? Ai în pagina asta tot ce ți-ai putea dori despre un produsul ăsta. E, o pagină din asta îți cere multe eforturi, ce au, cred că de obicei aveau și videouri. Ăsta nu are video, are numai te poze. Mai aveau unele și video. Da. Deci, ei pentru pagina asta au investit foarte mult, în opinia mea. Nu o face așa imediat. E, eMag, iPhone. M-am scris greșit. N-am apăsat să tastez, nu că nu știu cum să tastez să scriu iPhone. Da. Au și ei mai multe produse, dar la iPhone de obicei... M-am dat eu, trebuie să fac click undeva, n-am văzut bine, nu atâta e. Produse similare, caracteristici. În cazul ăsta mă declar nemulțumit. Să scriu o Samsung S8. Așa. Uite asta. Da? Deci e o descriere care îți cere mai mult efort decât... Că nu faci asta la orice produs din site. Dacă nu ai un S8 care se vinde și care îți aduce o mare jură de profit ridicată, investește în ea. Se pare că la ei merg pe review-uri. Mi se pare firesc. Eu aș merge, de exemplu, în categorie, dacă vreau să-mi iau telefon, mă duc la telefon și mă uit la cele mai vândute. Înseamnă ceva că, uite, s-au vândut totuși așa. Da. Am să văd să nu ratez ceva. Timp de încărcare și ajunge la găzip. Aici număr de cuvinte, iarăși, nu aveți foarte multe. Cum arată site-ul dacă îl partajezi pe Facebook? Aici v-am recomandat. Cel mai important este să aveți, să încercați să găsiți cumva o soluție, dacă puteți automatiza procesul, ar fi și mai bine, în care să, atunci când partajezi ceva pe Facebook, să aibă o imagine, orice lucru care îl pun, editură, un autor, e tool-ul de la Facebook, developer-ul ăsta de aici. Hai să îl pun în audit. Testați cu tool-ul ăsta, trebuie să fii logat, și îți arată titlu, descriere, URL produs și poza. Și trebuie să arate cât mai bine. Nu stau acum să intru în detalii, dar testați cu tool-ul ăsta și faceți ca produsele pe care le puneți voi. Și mai are, trebuie să aibă depus titlu, descriere, URL, imagine, foarte important, și autor, persoană fizică, dacă e caz. Puteți să puneți asta, dacă vreți, dacă, de,
doar dacă e cazul, nu știu, sunt sceptic acum, dar l-am scris și las așa. Nu are foarte mare sens. De exemplu, eu sunt un blogger și am un autor și autorul meu e Livian Breda și vreau să pun link la profilul meu de Facebook. Atunci are rost să pun autor. La voi nu are sens autor, dar dacă ar avea sens, luați în considerare că poți să pui și autor. Asta ar fi cel mai important lucru. Și odată ce le-am spus astea, când cineva o să dea share pe Facebook, o să-i se vadă foarte bine pagina. Și vă recomand să faceți asta. Aici unul din defectele tool-urilor online. Cum poți tu ca tool online când scanezi, mi-arăți logo-ul și magazin de încre două chestii, să mi-arăți de 100 de ori. Și câte 25 și dau din link în link și tot mă duc aici de la pagină la pagină și nu mai am chestii din astea irelevante. Deci tool-ul ăsta din punct de vedere e foarte slab. Adică vreau să zic că e ok să folosești tool-uri, dar trebuie să știi bine să le folosești. Că, de exemplu, chestia asta nu te ajută cu nimic. Dacă stai și cauți să duci la pagina 20, poate ajungi la lucruri valoroase. Dar așa mai bine verificai manual decât să te chinui cu el. Trebuie să fie și un pic inteligent, nu doar să-ți arate, că știe să-ți arate logo-ul. Bun. Ăsta, îmi arată câte imagini aveți în pagină. Ok, pagina. Aici am zice dacă a scanat, n-a dat nicio eroare la paginile de sitemap, adică s-au încărcat. Bun. Cât pagine de încărcare foarte au timp foarte rapid, foarte mic. Bun. Cu tool-ul acesta mi-a găsit mai multe eroare pe care nu l-am uitat cât de cât prin ele. Cât i-a luat să parcurge, a mers de la 0, la 1, la 2 și la 4. Tot site-ul e pe HTTPS, adică e secure, securizat. Și aici probleme. O problemă care a identificat-o el foarte mare, îi se pare thin pages. Thin pages înseamnă că aveți o carte sau o editură sau un autor în care scrie titlul cărții, titlul autorului, titlul editurii, mai scrie 2-3 rânduri și cam aia e. Și asta sunt majoritatea paginilor la voi. Și el le consideră că sunt pagini cu puțină valoare adăugată. N-aș spune neapărat asta, nu e neapărat rău, dar trebuie să țineți în cont. Deci principalul criteriu aici nu e dacă ai 3 cuvinte în pagină sau 300 de cuvinte în pagină. În principiu e rău dacă ai 3 cuvinte. Adică trebuie să fie niște cuvinte foarte bune ca cineva să considere că e mulțumit doar din 3 cuvinte. Da? Să zicem că e posibil. Ideea e că voi apăriți la Google pentru o carte. Marile speranțe de Charles Dickens. Sper că Dickens așa. Hai să vedem. Ne facem de râs acum. Așa. E, dacă voi tot ce îmi dați de aici e o poză mititică și niște specificații tehnice, număr de pagini, dimensiuni, editură, an apariție și un buton de cumpără, foarte probabil eu nu sunt mulțumit, adică poate aș vrea mai multe. Mă mai dați și niște review-uri, dar voi nu prea aveți multe review-uri că sunteți la început și cam asta e. E, voi trebuie să vă gândiți cum creșteți valoarea paginii. Ideea e că dacă eu caut la Google Marile Speranțe, Charles Dickens, vă găsesc și pe voi, nu sunteți pe locul 1, sunteți pe locul 20, să zicem. Fac click și primul lucru care zic, păi stai nene, ce e asta, îmi dai 3 lucruri? N-am niciun review, n-am nimic, nu așa, și ies să mă întorc în Google. Atunci aveți o problemă. Dacă eu am căutat la Google Marile Speranțe, am intrat la voi în site, nu mi-a plăcut ce am văzut și m-am întors, am o problemă. Așa că 3900 aici, că puteți să dublați conținutul, puteți să puneți, nu doar descrierea, să mai puneți și să apucați voi să puneți review-uri, sau mai știu eu ce. Criteriul nu e număr de cuvinte, dar... Iarăși revenim, e foarte greu să ai ceva relevant dacă nu ai nimic acolo. Dacă aveți doar niște câteva cuvinte în pagină, e greu să fie și util. Nu e imposibil, dar voi ar trebui să creșteți valoarea paginilor. Și vă spune asta, tool-ul ăsta vă spune foarte ok. Aveți 4.000 de pagini cu care au conținut puțin, mic. Bun. Aici vine de pe toate. Practic e tot site-ul. Da. Aveți mai multe pagini care n-au descrieri. Pagini de autor, editori, mă rog, am mai discutat de lucrul acesta. Paginile se încarcă foarte rapid, majoritatea dintre ele și cu tool-ul acesta.
a găsit niște pagini care sunt duplicat. Probabil e autorul scris în forme diferite, nu știu ce. De asta nu s-a scăpat niciodată. Am un site de 5.000 de URL-uri și ăsta e un timp foarte mișto. Dacă vreți să plătiți, luați în considerare și deep crawl-ul. Merită și asta. E ok și merge. Și puteți să vă faceți trial o perioadă cum am făcut eu. Bun. Iarăși mai sunt pe aici niște titluri duplicat. Așa, aveți o problemă cu faptul că acum sunt la pagina 16 din 17 și dacă mă duc aici în titlu, îmi scrie doar titlul paginii din mag. Voi trebuie să puneți în titlu și ăsta, pe 16/17 sau ceva, cât mai scurt, să nu fie lung, dar trebuie să fie ceva unic, să fie un identificator unic pentru toate subpaginile, să nu fie același titlu pentru toate paginile categoriei. Iarăși aici probabil sunt niște lucruri similare, că aceeași editură, mă rog, nu stau să mă uit, dar sunt 23 de URL-uri din 4-5.000. Ce importanță are că 23 de URL-uri sunt duplicate? E complet irelevant. Dacă vreți să toate rezervați, rezervați-le, dar nu e așa. Ce puteți să faceți e să puneți rel canonical. Dacă aveți un autor, uite, asta v-ar ajuta. Ca sistem la modul general, adică nu stai să verifici fiecare URL în parte, dar la modul general, dacă am un autor care se poate scrie în trei feluri, eu ar trebui să am pe ele rel canonic, adică să-i spun lui Google, din toate astea trei, unul e cel mai relevant și spuneți care e. Da? Poate să scrie Eminescu, Mihai Eminescu sau Eminovici. Poate a scris Eminovici în prima lui carte, nu știu. Și toate astea trei ar trebui să fie Mihai Eminescu, să zicem. Puneți rel canonic și nu mai aveți problema că aveți același conținut de trei ori. Așa, titlul duplicat, descriere duplicat, da, aici sunt minoare, nu stau să văd. Aici am găsit niște link-uri care nu s-au încărcat. Aici am obținut niște coduri de eroare diferite decât 200. 200 e codul bun și restul orice altceva e greșit. Așa. Aveți descrieri prea lungi, am mai lămurit asta. Link-uri multe către alte site-uri, nu are nicio importanță, e complet irelevant criteriul ăsta. Aici e o excepție, că la pagina asta e un link care nu știu ce, care ăsta duce la ceva greșit, care e un URL din tot site-ul, adică a găsit un URL cu problema cu chestia asta. Da, poți să-l ignori, nu e așa de important. Bun. Da, și aveți, îmi zicea un tool, nu mai stau să mă întorc, îmi zicea un tool că folosiți Gzip. Bun, și uite o problemă de sistem. Dacă aveți un URL de forma asta, URL slash pagina slash 0, voi redirecționați la slash, adică îi tăiați partea asta, dar puneți 302. Ar trebui să puneți 301. Cam astea sunt observațiile mele generale cu Screaming Frog. O să folosesc de multe ori în audit raportul acesta și voiam să vi-l arăt cu video ca să fie mai clar.